Primele plăți către beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu lemne s-au făcut la Râmnicu Sărat în luna decembrie. Atunci, persoanele cu venituri reduse au încasat de la casieria Serviciului de Asistență Socială banii pentru întreg sezonul rece. În perioada următoare și cei care au depus cereri mai târziu vor primi sumele pentru lunile rămase din iarnă. Până în prezent am făcut plățile aferente lunilor noiembrie și decembrie și sperăm ca în curând să putem face plățile și pentru persoanele care au depus cereri începând cu luna ianuarie. Și beneficiarii de ajutor social din Râmnicu Sărat ar putea primi până la sfârșitul acestei luni restul de bani pentru încălzirea locuinței cu lemne. În luna decembrie ei au primit doar banii aferenți primelor două luni de iarnă, deoarece sumele se alocă de la bugetul local. De asemenea, pentru beneficiarii de venit minim garantat, s-au făcut în decursul anului trecut, luna decembrie, plățile doar pentru două luni, pentru că atât ne-a permis bugetul, urmând ca până la sfârșitul lunii să efectuăm plățile pe următoarele trei luni. În această iarnă, la Râmnicu Sărat, aproximativ 400 de beneficiari ai venitului minim garantat primesc ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne. Subvențiile se acordă pentru perioada noiembrie 2014-martie 2015.